Bună dimineața! E, dimineața era că m-am trezit eu, nu acum. Dar mă, tale, la cât ai culcat? La 9 seara. Seară? Păi seara era când m-am culcat eu, la 12. Aia e noapte. Oamenii normali se culcă la 9 seara, nu la 12. E, te dragi, dar ce sunt eu, curcă? Să mă culc odată cu găinile. Știți cum se zice? Unii se culcă cu găinile, alții cu mai mulți. Ce? Da. Până la urmă, uite, e 8:30. Eu consider că e destul de devreme. Păi la ora 7 eu fac sărăm-tătii treburi. Le-am dat și la animale, am dat și mâncare și apă și după ce e și de frământat am frământat. Mă, oameni buni, 8 dimineața este 8 dimineața. E dimineață! Nu e seară, nu? Nu mai puteam de nervi. Pâine, am coap și două pâine. Ce ai zis? Ziceam că am dat de mâncare la câini. Unde ai dat o mâncare la câini, că măcar nici nu te-ai dat jos din pat? Aici, pe telefon, joc un Farmville. Farmville? E un joc pe telefon, trebuie să le uzi, să dai de mâncare la animale, să nu știu ce, ai combinații de astea, nu știți dumneavoastră. Și mâncare dai tu la câini pe telefon? Băietul meu culege vinete adevărate de o oră și tu culegi de pe telefon? Cum mănânci tu de pe telefon salată de vinete? Uite așa, dau un telefon, trrr, știi cum s-are 100 de euro? Să vezi tu câtă salată de vinete am eu pe 3 ani după aia. Tu ori nu mănânci mult, ori nu știi cât costă un kil de vinete. Am ieșit dimineață, la prima oră s-o surprind pe Lucreția cu un buchet de vinete. Dar când am intrat acolo, deja sunt cam înșinsese lucrurile. Și am zis, gata, fetele, calmați-vă, că îți destul pentru toată lumea. Alo, alo, dar ce s-a întâmplat? Dar de ce vă certați? Cum? Când mămica ta e curioasă, cum mănânc eu salată de vinete de pe telefon? Păi ce? Eu am întrebat-o pe ea de unde mănâncă carne dacă nu are abator în sat? Auzi? Ia vezi că nu prea îmi place cum îmi vorbește maică ta. Și vezi că dacă o mai lești mult să vorbească așa mult cu mine, o să-ți freci singur vânăta. Fiază, poate următoarea vânătă pe care o culeg de pe jos ești tu. Dar care-i treaba cu jocul ăla? Și tot faci acolo? Păi ce să fie? Ai tot acolo. Pământ, ai porci, ai tot ce trebuie. Și ca să treci la nivelul următor, trebuie să bagi bani. Ce faci, Farm Crețiu? Tu dai bani ca să joci Farmville, dar nu vrei să joci Farmville gratis 3D? Serios? 3D? Păi tu ai din aia mai performant. Păi cum poți? Nu mă bag eu? Hai! Farmville 3D, ai? Proastă eu că te-am crezut! 3D! 3D! Ce dracu a fost în capul meu de l-am crezut? Mai proastă eu ca el că l-am urmat și l-am crezut! 3D, crude! Uite, Falcrețiu, aia e roșie. Unde-i roșie, boss? Că e verde. E roșie, e verde. Se cheamă patlagică. Patragică se numește, dar știu și eu de astea, că și eu am fost la Patragică. Am fost în Patragică, am fost în Pat la Marian. De asta îi ziceam Patragică, că se mâna cu nasul lui. Auzi, boss, dar acum întrebare filozofică. Unde-i măta? De ce boss nu vine aici să muncească cu voi? Mămică, o mers la Nirel să-i dea banii, că are bucata aia din spate și trebuie să vină la tractorul să-i dea banii, că arde arat bucata și e. Păi, dar de ce trebuie să-i dea bani? Păi na, așa se întâmplă, plătești caratul, însămânțatul, aratul, tot cele, na, ca la țară. Boss, stai așa puțin, adică tu muncești toată ziua pentru 3-4 patragele și după aia mai dai încă niște bani pentru unul la arat? Păi ce afacere e asta, bossule? Păi tu muncești toată ziua pe câmp, dai banii la arat, dai banii la însămânțat, stai toată vara, muncești, trudești pe aici și la final tu ce câștigi? Păi la final tu vinzi 40 de bani pe kilogramul de porumb? Și eu sunt aia fraieră că stau și dau bani pe Farmville? Ies pe minus. Dar măcar nu mă mai bate soarele ăsta în cap. Decât soacra mea că de ce nu ies ca sclava pe plantații? Măi, lucrul ăsta, tu știi că tu nu ești proastă? Ar trebui să te pună ăștia, ministrul la agricultură. Oricum am experiență că m-au tăvălit toți prin porumb. Ca să o impresionez de tăpii Lucreția, am vrut să dau specială, să o aduc să vadă și am eu mai de valoare. Ogorul meu. Și am arătat câmpul. Și când am văzut câmpul, am zis, câmpul, la noi mai plecăm de aici.
Ce zi bună am avut. Boss, eu mă duc la somn că nu mai pot. La ora asta? Păi da. Când muncești la câmp, nu te mai culci cu alții. Te culci cu găinile. Hai.